Primarul Sucevei Ion Lungu a mulțumit miercuri printr-un mesaj video sucevenilor pentru modul în care s-au comportat de la instituirea stării de carantină în municipiul Suceava, pentru modul în care au respectat izolarea sau autoizolarea. El a mulțumit și pentru modul în care sucevenii au înțeles să respecte ordonanțele militare pe perioada sărbătorilor pascale și că s-a respectat acordul dintre Patriarhie și MAI, fără să fie înregistrate evenimente deosebite. Dragi sucevenii, lasă-mi în primul rând să vă spun Hristos a înviat. Vreau să vă mulțumesc pentru modul cum ați comportat de când s-a instituit în orașul nostru starea de carantină, pentru modul cum ați respectat distanțarea socială, cum ați respectat izolarea sau autoizolarea la casele dumneavoastră. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru modul cum ați comportat pe perioada sărbătorii pascale. Ați respectat ordonanțele militare, de asemenea ați respectat acordul încheiat între Patriarhie și Ministerul de Interne, nu au fost înregistrate incidente deosebite. Din păcate, numărul persoanelor confirmate pozitiv în orașul nostru este în creștere. N-am atins încă acel vârf al epidemiei. De aceea am rugăminte la dumneavoastră, stați acasă, rămâniți acasă, pentru că s-au făcut niște eforturi deosebite în ultima lună de zile. S-a suspendat activitatea școlară, copiii au stat acasă, am suspendat activitatea economică, firmele s-au închis. Eforturile pe care le-au făcut și le fac medicii în spitale și trebuie să mulțumim medicilor noștri care lucrează până la epuizare. De asemenea, să mulțumim și doctorilor care vin din alte localități și ne ajută, să mulțumim și doctorilor militari care fac eforturi să aducă starea de normalitate la spitalul nostru. Și în ultimul rând să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că de peste o lună de zile stați acasă în izolare. Să nu compromitem acest efort al nostru. Aici asigur că fac un apel la medicii care sunt sănătoși și care pot să meargă la serviciu să o facă pentru că este nevoie de forță de muncă la spital, să facem tot ce este posibil, să salvăm cât mai multe vieți omenești, să reducem răspândirea acestei epidemii. Rămân la ideea în continuare că trebuie făcut cât mai multă testare în orașul nostru, să fie testate cât mai multe persoane. Sigur că nu se pune problema testării masă și totuși trebuie făcut mai multe teste la persoane care au simptome de coronavirus, la membrii familiilor care au persoane cu infectate pozitiv în familiile lor. Se face astăzi la cei din prima linie și este bine că se face la doctori, la cei care asigură ordinea, siguranța, militari, ISU și așa mai departe. Dar trebuie făcut acest lucru și la populație ca măsură de limitare a răspândirii acestui virus. Municipiul Suceava va continua în perioada următoare să facă acțiuni de dezinfecție. Prin primăria municipiului Suceava face acțiuni de dezinfecție în continuare în orașul nostru, tocmai în această idee. Rămâne valabil în continuare acest număr direct 0230-210-678 care este la cabinetul primarului și dumneavoastră aveți posibilitatea să sunați în fiecare zi de luni până sâmbătă între orele 8-22. Dacă aveți nevoie de un pachet de alimente, vă rog să sunați, noi îl vom duce acasă. Din păcate, dragi cebeni, am pierdut oameni dragi în această perioadă, să facem tot ce depinde de noi ca acest lucru să-l limităm. De aceea vă implor încă o dată, rămâneți acasă, să stăm acasă, să rămânem acasă, să vă salvați viețile dumneavoastră, să salvați viețile celor dragi. Măsurile de relaxare vor fi stabilite pentru această epidemie, vor fi stabilite și anunțate către Guvernul României, așa cum a spus domnul președinte ieri, probabil în jurul datei de 15 mai. Să ne rugăm ca această perioadă a epidemiei să fie cât mai scurtă. Așa să ne ajute Dumnezeu.